artiștii din ansamblul folcloric Dorul. Și ei s-au întors dintr-o deplasare departe de țară și s-au întors de acolo, cum era de așteptat, cu premiul întâi. Și dați-mi voie să-i felicit. Ansamblul folcloric Dorul al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Argeș a participat în Coreea de Sud la Festivalul Mondial de Dans în perioada 2-7 octombrie, unde a obținut premiul întâi în valoare de 5.000 de dolari. Dansatorii argeșeni au câștigat și la concursul de paradă un premiu în valoare de 1.000 de dolari, în total 6.000 de dolari pe care membrii ansamblului îi vor reinvesti. 6.000 de dolari nu înseamnă foarte poate mult. Nu știți cât costă un costum. Să vă explic. Un costum pentru nivelul pe care ansamblul Dorul are în momentul de față costă în jur de 100 de milioane lei vechi. Mă refer la un costum de căluși, un membru. Așa că nu sunt foarte mulți bani. Sunt foarte puțini. O pereche de cizme costă în jur de 1500 de lei, pentru că sunt cizme făcute din piele, cu talpă de talpă, speciale, sunt făcute undeva la Cluj. Competiția a reunit ansambluri folclorice din 24 de țări, iar ca de fiecare dată, reprezentanții Argeșului și ai României au impresionat juriul și publicul prin frumusețea și spectaculozitatea dansurilor și aporturilor tradiționale.